Opta ediție a Festivalului Poeții Nemuririi Noastre a strâns la un loc la Dumbrăvene academicieni, actori, poeți și scriitori, dar și un mare număr de iubitori ai culturii. Invitații de marcă au fost actorul George Mihăiță și președintele Uniunii Armenilor din România, Varujan Vozganian, scriitor și om politic. Cum era și firesc, primarul comunei Dumbrăveni, Ioan Pavel, a făcut oficiile de gazdă și a prezentat invitații festivalului. Vă mulțumesc tare mult frumos că astăzi sunteți împreună cu noi, profesorii de la școala Dumbrăveni, directorii, copiii de la școala Dumbrăveni, musafirii din Basarabia, domnul academician Cimpoi, domnul Vasili Bahnaru, avem primarul de la Edineț, avem domnul profesor Dinescu, maestru George Mihăiță. Astăzi este un invitat special, pentru că va lansa o carte. Apoi va veni domnul Varujan Vozganian, care la fel va lansa două cărți aici astăzi, la 12:20 va ajunge și dumnealui. Avem pe domnul Cornaj de la Botoșani, doamna Condrei, domnul Dorel Gaftoneanu și am văzut-o pe Maria Bajura. Maria Bajura, unde ești? Trebuie sănătoasă, directoarea de la Căpăcenii lui Adrian Păurescu. Vă mulțumim că sunteți prezenți aici astăzi. Vom începe... Vasile Tărățeanu l-ați prezentat? Vasile Tărățeanu e mic. E mic și lângă mine, dacă e lângă mine, îl vede toată lumea. Vom începe festivitatea noastră de astăzi cu copiii de la Liceul Mihai Eminescu. Manifestările au fost deschise oficial cu un spectacol susținut de elevii Liceului Tehnologic Mihai Eminescu Dumbrăveni. În cadrul acestui eveniment, actorul George Mihăiță a subliniat motivul pentru care a revenit la Dumbrăveni, de pentru care a susținut și un scurt recital din cei 4 poeți omagiați de Festivalul Poeții Nemuririi Noastre, Mihai Eminescu, Nichita Stănescu, Grigore Vieru și Adrian Păunescu. Cu acest prilej, distinsul oaspete și-a lansat cartea Reconstituirea unei vieți. Vreau să vă spun că dumneavoastră, majoritatea din sală, mi-ați pătruns în suflet încă de acum un an și acolo ați rămas. Suntem atât de calzi și de primitori, cum rar am văzut. Atât de deschiși ați fost când eu am avut un mic recital acolo. Și nu mă miră, pentru că în fruntea dumneavoastră se află un suflet atât de mare cum e domnul Pavel, cu care mă mai văd și pe la București, la prietenul comun Ioan Cristescu. Această carte reprezintă viața mea. Veți vedea un om care a plecat, cum se spune, de jos, din părinți modești, dintr-un orășel modest, și care a ajuns să facă vreo 60 de filme, vreo 58 de spectacole de teatru și televiziune, multe, multe lucruri. Venit în calitate de scriitor la Dumbrăveni, fostul ministru Varujan Vozganian a ținut să menționeze că tot ceea ce rămâne veșnic este cultura, iar o societate se legitimează prin oamenii ei de cultură. Vezi că, în primul rând, Ioan Pavel, pe care l-am cunoscut în împrejurări foarte puțin literare, dar după aceea, cunoscându-l mai bine, am văzut și această lacură a ființei sale de susținerea culturii. Și bine face, pentru că, să vă spun un secret, ceea ce rămâne e cultura. Dacă o societate se legitimează cu adevărat, ea se legitimează prin oamenii ei de cultură. Cine mai știe cum se chemau Ghelfi și Ghiberini care l-au alungat pe Dante Alighieri din Florența cu 800 de ani înainte, aproape. 700 de ani. Cine mai știe Colpioi, Principele Nebun, care i-a dat lui Wagner să facă faimosul teatru de la Bayern. Și noi, acest popor, care spunem că ne-am născut creștini și este o legendă frumoasă care ne ajută în viață, în orice caz, ca națiune, ne-am născut din cultură.
pentru că toți oamenii care au făptuit națiunea română la 1848, la 1859, la 1918, pe toți îi găsiți în același timp și în laboratoarele de literatură, îi găsiți printre făuritorii de școli naționale, de la Filohareț până la Xenopol, îi găsiți printre mari cărturari de la Titu Maiorescu și până la Nicolae Iorga. De aceea, eu zic că ceea ce facem noi acum e mai important decât ce apare în monitorul oficial sau în anuarul statistic. Moderatorul manifestărilor de la Dumbrăveni a fost academicianul Mihai Cimpoi, un om care a dezvoltat o prietenie excepțională cu oamenii din această localitate prin intermediul primarului Ioan Pavel și a secretarului Consiliului Local Mihai Chiriac. De la Cernăuți, din nordul Bucovinei, a venit academicianul Vasile Tărățeanu, care s-a declarat cetățean al comunei Dumbrăveni, fapt care îl onorează în mod deosebit. Bună ziua, dragi consăteni! Manifest astfel pentru că sunt și eu cetățean al satului dumneavoastră, grație domnului primar și alături domnului Cipoș de mulți alții, fapt care ne onorează în mod deosebit, deoarece această localitate este una dintre cele mai frumoase din țară, este o localitate, eu totuși cred și sunt convins că și Eminescu s-a născut aici, precum s-a născut și frații lui mai mari, dar deoarece erau să nu lăbiluiască pe căminare de încălcarea regulilor postului și altele lucruri, au făcut ca să schimbe data atunci când el a fost înregistrat la Potoșan. Dar, oricum, e o localitate în care, dacă să spunem că nu, totuna Mihai Eminescu a pășit prin câmpurile din apropierea satului, prin localitatea dumneavoastră, ca și la Cernuți, fapt care vă dă mândria și onoarea de a spune că sunteți consăteni și cu Mihai Eminescu. Ca invitat de marcă a fost și primarul orașului Edineț din Republica Moldova, Constantin Cozocaru. Eu vreau să vă salut de acolo, de la Baștera Marului Gheru, pentru că eu sunt într-un orășel, municipiu recent, Edineț, la câteva zeci de kilometri de acolo, de la Ferelita. Nefiind domnul primar de la Ferelita astăzi aici, cred că am să-i țin și locul dumneavoastră, am scris o parte componentă a Ferelitei aici la dumneavoastră. Municipiul din care vin eu este puțin peste 20.000 de locuitori, dar peste 50% chiar cu ruși ucraineni și dacă spuneam că pentru primarii de aici din țară este ușor a fi primar acolo unde este sângele, unde este originea, unde este neamul, pentru un primar român dintr-o zonă care de ruși ucraineni este cu mult mai greu. Și, bine, dincolo de toate am să las poeților ce este a lor, pentru că poeții în esență, pentru ei vorbesc cuvintele, pentru primar vorbesc faptele, mare parte, dar este bine când pentru fiecare în parte ceva vorbește. Noi acolo, la Edineț, suntem și noi mică oază așa de ținută și cultură românească, în măsura în care putem să o facem noi. Festivalul Poeții Nemuririi Noastre de la Dumbrăveni a devenit unul dintre cele mai importante repere culturale din nordul Moldovei. A 8-a ediție a simpozionului literar Poeții Nemuririi Noastre, Mihai Eminescu, Nichita Stănescu, Grigore Vieru și Adrian Păunescu, și-a consumat magistral existența vineri 7 decembrie la Dumbrăveni prin grija primarului Ioan Pavel și a secretarului Mihai Chiriac.